bun regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Dreptul la Viață. În această săptămână va trebui să anunț, cu scuzele și cu regretele de rigoare, că tema anunțată săptămâna trecută, și anume aceea despre Dumnezeu, o vom amâna cu o ediție, două, din motive obiective, bineînțeles. Și pentru această săptămână am schimbat tema, ca să zic așa. Nu renunțăm la aceea despre Dumnezeu, pentru că este foarte importantă. O vom aborda în emisiunile următoare. Pentru astăzi ne-am gândit să aducem în fața dumneavoastră o primă temă, logic vorbind, rațional și cronologic, despre creație. Pentru această ediție și pentru această temă am invitat un alt domn Dumitrașcu, și dorind de data aceasta. Vă mulțumesc că ați acceptat să onorați invitația mea. Și noi nu ne-am cunoscut și nu ne-am văzut până acum câteva minute înainte de a intra în studio, dar acest lucru nu contează, pentru că noi avem aceeași abordare a vieții și cred că ne vom înțelege. O nouă dovadă că Dumnezeu și cuvântul lui face minuni, pentru că oamenii se pot înțelege chiar dacă nu s-au văzut niciodată în viața lor. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Cu drag. Și sperăm să putem furniza foarte multe informații telespectatorilor noștri, în primul rând celor care sunt neavizați, spuneam, și care în această vreme, mai mult decât parcă în alte vremuri, își pun întrebarea sau întrebările, dacă vreți, existențiale. Cine suntem noi? De unde venim? Cine ne-a creat? Pentru ce anume ne-a creat și mai ales care este finalitatea vieții noastre? Pentru că, după cum știm, viața în lumea aceasta începe cu nașterea și se termină cu un eveniment pe care noi îl numim moarte. De fapt, un eveniment în care are loc separarea sufletului, adică vieții însăși, de trupul nostru muritor, care, după cum o vedea, a fost luat din această lume, și știm cu toții acest lucru, pentru că ne-am născut toți cei care suntem astăzi în fața televizorului și chiar cei care nu sunt, de murit, cu siguranță vom muri cu toții. Dar între aceste două evenimente, despre care, să zic așa, nu am fost întrebați, nu ni s-a cerut acceptul, vrem să vedem ce e cu noi. Așa cum spuneam, cine suntem, de unde venim, cine ne-a creat, pentru ce ne-a creat și unde ne vom duce. În acest demers al nostru de a urmări acest plan al vieții noastre, pentru care am pregătit acest șir de emisiuni în anul acesta, aceasta fiind a treia, ziceam că este normal să pornim cu primele două capitole din Biblie. Le vom lua pe sărite, desigur, după teme. Nici de cum nu vom citi toată Biblia în direct, pentru că ne-ar lua foarte mult. Ea a fost scrisă în 1500 de ani, după cum știm, de către 40 de autori, având ca unic inspirator pe Dumnezeu, deci același autor, și noi nu putem să facem atâția ani să o prezentăm. Deci vom merge pe sărite, pe teme, cum spuneam. Tema de astăzi este creația. Și voi citi un prim capitol din Sfânta Carte, Biblia, despre care am vorbit în ediția trecută, care se intitulează așa: Vremurile străvechi, de la facerea lumii până la Avram. Capitolul 1 se cheamă, sau capitolul 1, facerea lumii. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața pământului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină, să fie lumină, și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Cerul. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape, și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt dedesubt întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost.
Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Pământul. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Soarele, luna și stelele. Dumnezeu a zis să fie niște luminători și în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a patra. Viețuitoarele mării. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii, cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor, a făcut și orice pasăre în aripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor și să se mulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Viețuitoarele pământului. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Deci omul e compus din parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea. Citește mai departe domnul Dumitrașcu. Capitolul 2. Ziua de odihnă. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată uștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în acea zi s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Facerea omului. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun căpăcel de câmp, nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om care să lucreze pământul.
ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Raiul. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl tocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui din tâi era Pison, el înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Chihon, el înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea este Hidekel, el curge de la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Facerea femeii. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să le vadă cum ar trebui să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei vețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta erau amândoi goi și nu le era rușine. Deocamdată, dragi telespectatori, am citit cele două prime capitole ale Bibliei noastre, ceea ce se cheamă în cultura noastră creația. Creația, tot ceea ce vedem, deci inclusiv a noastră, este un răspuns la una din întrebările existențiale despre care am vorbit: cine sunt eu, cine m-a creat, vom vedea pentru ce. Am primit răspuns din aceste două capitole pentru că eu cred fără fisură aceste două capitole. Bine, tot cuvântul Domnului, dar vorbim despre creație. Și ca mine mai cred cel puțin vreo 2 miliarde de oameni, bineînțeles și domnul Dumitrașcu, la fel crede, pentru că altfel n-ar fi aici. Încă 2 miliarde de oameni creștini de astăzi mai cred la fel. Poate că mai cred și dintre cei care nu sunt creștini. Dar, după cum bine știm, cel rău, vrăjmașul lui Dumnezeu, despre care vom vedea și vom învăța cine l-a creat și pe el, cum a apărut, a zămislit așa mințile unor oameni de-a lungul anilor, fel de fel de basme, de legende, dintre care cea mai cunoscută de noi prin secolul XIX a apărut în scrierile unui cel mai cunoscut evoluționist care se chema Charles Darwin, un englez care a lansat în lume teoria evoluției și încercând să combată teoria creației lui Dumnezeu, în care noi credem. Am vrut să spun doar că la început, când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, prima dată, am uitat să citesc atunci, a fost lumina. La versetul 2, înainte, ce pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului era, de ape, era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se priva pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis să fie lumină, sau fiat lux, cum ziceau latinii, să fie lumină. A făcut lumina prima dată. Și apoi toate celelalte despre care am auzit, cum a spus textul, cerul, pământul și așa mai departe. Noi suntem creștini și credem, cum spuneam, fără fisură în această creație a lui Dumnezeu.
Sunt multe teorii care se pot, eu știu, desprinde de aici, apropo de cât a fost o zi, cât a durat, că a durat 24 de ore sau că a durat o săptămână sau o lună sau așa mai departe, timpul lui Dumnezeu, nu vorbim despre el, noi credem și literar, dar și prin Duhul lui Dumnezeu că el a creat lumea, nu știu dacă în 24 de ore sau 1000 de ani a fost o zi sau poate mai puțin de atât, pentru că pe Dumnezeu încă nu-l putem înțelege și nu-l putem descifra în totalitatea lui, pentru că suntem limitați în cunoașterea noastră. Dar despre aceste două aspecte vreau să discutăm cu domnul Dumitrașcu cât vom putea în această seară, încercând să ilustrăm ce o să dorească dumnealui mai mult, despre creație sau despre evoluționism, pentru că nu suntem habodici, cum spuneam, nu credem în evoluție. Sau credem într-o evoluție parțială, secvențială, dacă e să o luăm așa. Dar domnul Dumitrașcu, nu știu, aveți studii teologice? Am și studii teologice, da. Dar lucrați ca? Ca profesie sunt profesor de literatura română, sunt și pastor în Biserica Emanuel și conduc și o organizație. Sunt mai multe părinte. Toate atributele unui, să zicem, învățător și unui mai bun decât mine prezentator al acestei teme. Așadar, dumneavoastră ați fost rugat de către mine să vă gândiți și să vă reorientați sau să reamintiți despre aceste două, să zicem, versiuni, creația lui Dumnezeu care credem noi și evoluție și să ne vorbiți despre ele. V-ați structurat într-un fel, eu știu, expozeul dumneavoastră, aveți... Sigur, am mai multe informații și sunt deschis la dialog, așa că nu dacă e ceva... Dacă va fi nevoie, când va fi nevoie, pentru că noi nu am putut pregăti, nu avem nici timpul și nici logistica necesară, dar având Duhul lui Dumnezeu și rugându-ne pentru această emisiune, sperăm ca atunci când va fi nevoie să simțim și să, cu permisiunea celuilalt, să dialogăm. Bineînțeles. Ce aș spune din start este că ceea ce am citit noi astăzi, cele două capitole din Geneza, Cartea Facerii, dacă vreți, sunt o sinteză a creației care este extrem de complexă. Un elev de liceu la lecțiile acestea de zoologie, spre exemplu, zăbovește în capitole întregi, săptămâni întregi, pentru a înțelege detalii despre o vietate. Nu mai vorbim despre medici care studiază foarte mult anatomia timp. Anatomia, exact, și ființa omului. Noi facem astăzi așa o primă prezentare pe larg și cât putem ne focalizăm și asupra unor aspecte. Sigur, asta nu înseamnă că vom mai epuiza subiectul și nu înseamnă că nu vom mai reveni asupra lui. Da, este un subiect vast care a consumat extrem de multă cerneală, s-au scris extrem de multe volume. Aș pune din start pe tapet această dilemă falsă între ori ești creștin, ori ești om de știință sau ori crezi că Biblia, ce am citit noi, este verosimilă, ori crezi că știința are răspuns la întrebarea cum a existat lumea. Și aș încerca să ieșim din dilema această falsă în care ne-au aruncat mai multe teorii, ați amintit una dintre ele și nu este singura aceasta, avem de-a face cea mai cunoscută cu neoateismul care vine să ne spună că noi creștinii suntem, să ne amintim cartea lui Richard Dawkins, Iluzia Dumnezeu, Dumnezeu o iluzie, și care încearcă să bagatelizeze tot ceea ce noi credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Am aici o carte, este în limba engleză, dar este tradusă și în limba română pentru cei care vor să o studieze, se cheamă 7 zile care împart lumea. Este scrisă de matematicianul John Lennox, nu este John Lennon, celebru cântăreț britanic, ci este John Lennox, tot un britanic de la Oxford, un profesor de matematică care alocă timp și este foarte interesant că domnul profesor John Lennox spune în prefață la această carte că a răspuns strigătului unei noi doamne profesoare din fostul bloc sovietic la întrebarea cum pot să fii un om de știință și un creștin în același timp. Dumnealui călătorea intens în anii regimului comunist în aceste spații, chiar și în România a călătorit și de multe ori purta dialoguri foarte interesante și încrâncenate și oamenii care credeau că sunt oameni de știință erau stupefiați ascultând un profesor de la Oxford care cita din Biblie și care este un creștin practicant și spune în prefață că a articulat aceste argumentări, aceste teorii ca răspuns la strigătul unei profesoare din fostul bloc sovietic. Nu știu dacă a fost din România, dar e foarte posibil. Am în emisiunile anterioare am vorbit ultimele două emisiuni de faptul că
Biblia, în, nu numai în viziunea noastră, miliarde de oameni, că nu mai sunt 2 miliarde la ora actuală, dar au mai fost miliarde care au trecut în veșnicie, au crezut că acesta este cuvântul lui Dumnezeu și el s-a dovedit în timp și a dovedit autoritatea cât de săvârșire. Noi ne-am propus să vorbim despre creația lui Dumnezeu, despre adevărul primordial al lumii. Am zis că nu ignorăm ca niște ignoranți și celelalte, dar nu ne vom axa foarte mult pe teoriile contradictorii. Oricum, vom vorbi despre ele pentru că le punându-le în balanță cumva sau în contrapartidă, cum se zice, așa o să iasă mai ușor la iveală adevărul. De fapt, sunt o grămadă de ispite, ca să zic așa, să pierdem, ca să zic așa, în general, timp despre a lămuri cei cu prima zi, cu concluzii, științifice și așa mai departe. Și nu suntem nici de oameni de știință, nici vom intra în amănunt, dar le vom... Sigur că trebuie atinge toate aceste lucruri. Le vom atinge pentru a putea să scoatem în evidență superioritatea și unicitatea, dacă îmi permiteți, a cuvântului lui Dumnezeu. Am vrut să vă întreb, domnule pastor, pentru că am citit cele două capitole pentru a avea cadrul general a ceea ce noi vorbim și vom puncta și asupra anumitor aspecte din, dacă vreți, din ce aveți inspirație, din prima, a doua, a treia zi, a cincea, nu știu. Așa, dar înainte de asta, Biblia, această carte a fost scrisă de către Moise, Genesa, ca și primele 5 cărți ale, prin inspirația lui Dumnezeu și lăsate moștenire umanității prin poporul evreu. El a început, deci de la început, cu creația aceasta a lumii. Dar în mintea mea și în mintea altora, și nu numai chiar și din textul Bibliei, reiese câte ceva și de ce a fost înainte de acest început. Tot ca un cadru general aș vrea să ne vorbiți puțin ce a fost, ce știm noi din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și știința e incredibilă, ca să zic așa. Eu nu sunt de acord cu acele 13 miliarde și așa mai departe, de când există Pământul și Universul, nu sunt de acord. Exact. Asta înseamnă că știu despre ele. Nu pot fi de acord pentru că ele sunt în vizibilă contradicție cu credința care emană din Biblie. Da? Deci, dar totuși, ce știm că a fost înainte de această manifestare a lui Dumnezeu cu cele 6 zile ale creației? După cum ați citit în prima carte și în primul capitol, în primul verset al Bibliei, la început, asta înseamnă că e o realitate care transcede materia sau timpul. Deci timpul este lui Dumnezeu ceva... nu este măsurat și măsurabil. Sigur că da. Văd că aveți aici un volum de Eminescu. Să ne amintim de scrisoarea 3 care spune că creația, materia, dacă vreți, este o paranteză în infinitul de dinainte și de după. O să citesc un fragment, cel din scrisoarea 1 de tot asta, care vine în sprijinul... Da. Există așadar o realitate care e anterioară creației, momentului inițial, când Dumnezeu din nimic, ex nihilo, a poruncit, a rostit logosul primordial prin care s-au creat toate lucrurile. Dar, dacă vreți, este o perdea destul de densă care nu permite omului să cunoască foarte multe detalii despre aceste lucruri. Ba chiar mi-am amintesc o glumă, un mod interesant al lui Martin Luther de a răspunde la întrebarea unor sceptici ai timpului: ce făcea Dumnezeu înainte să fi creat lumea? Și răspunsul lui este extrem de sugestiv. Dumnezeu era urcat într-un copac, dar nu erau creați copaci atunci, tăia nuiele ca să-i bată pe cei care pun întrebări stupide. Sigur. Asta a fost o glumă. A fost o glumă, sigur. Dar ori Martin Luther a excelat cumva la capitolul ăsta, ironic așa. Ce am vrut să zic este că poate că nu era necesar. Eu am spus dățile trecute că această Biblie insuflată de Dumnezeu este suficientă și necesară și suficientă. Dacă Dumnezeu ar fi știut că ne mai trebuie și altceva, ne-ar fi spus și despre acea perioadă. Asta nu înseamnă că gândirea noastră nu doar a oamenilor. Și este o întrebare logică. Și este o întrebare logică. Ce s-a întâmplat? Și cred că o întrebare pe care oamenii o au este: de unde a venit răul? Sau cum de șarpele a reușit să o ispitească pe Eva în grădina Eden, în locul perfect? Pentru că se spune după fiecare verset, Dumnezeu a creat și a fost bune. A creat și a fost bune. Toate și chiar a fost foarte bune. Vom ajunge, să zic așa, la capitolul ăla, dar vreau să ne spuneți puțin ce din viziunea dumneavoastră, din ce ați cules din studiu, ce se știe despre această perioadă, dinainte de... Știm că Dumnezeu este necreat și etern,
cunoaștem acest lucru și știm că Dumnezeu a creat cerurile și pământul, observați plural aici, cerurile și pământul, înseamnă că primul verset al Genesei este un, dacă vreți, este rezumatul la rezumatul care urmează, dacă mi se poate permite această excepție. Dumnezeu a creat, dacă vreți, cosmosul, galaxiile și toate lucrurile cât sunt create și apoi Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, se oprește la ceea ce interesează ființa umană, la crearea pământului, crearea vietăților, crearea apei, crearea luminii și apoi crearea omului, care este finalitatea acestei... Întâi a creat elementele necesare vieții, susținerea vieții, da. Și apoi omul, ca fiind coroana creațiunii lui Dumnezeu, omul care să fie desfătarea lui Dumnezeu și omul creat pentru a glorifica pe Dumnezeu. Și cum Martin Luther spunea prin cele cinci, sola ultima dintre ele fiind soli deo gloria, adică toată lauda să fie a lui Dumnezeu. Și omul este creat, spunea Sfântul Augustin, cea mai plauzibilă explicație pentru crearea omului este ca Dumnezeul triunic, Dumnezeu care este într-o relație desăvârșită între cele trei entități ale ființei sale, să împărtășească perfecțiunea dragostei cu o creație, cu omul. Adică Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, despre care vom vorbi la capitolul despre Dumnezeu, da, pe larg, a găsit de cuviință, ca să, că nu pot să spun alt cuvânt, să împărtășească perfecțiunea relației, existenței lui și a universurilor pe care noi nu le vedem, pentru că suntem convinși că ochii noștri nu pot cuprinde decât un kilometru sau străpunge decât un kilometru, dar cu binoclu și telescopul mai vedem mai mult, dar chiar cu cel mai mare telescop Hubble sau care mai sunt, nu vedem decât o parte, așa spun oamenii de știință, cunoaște foarte puțin, acest univers sau din aceste universuri. Și atunci, această dumnezeire triunică, cum spuneți dumneavoastră, și așa spune cuvântul Domnului, a găsit de cuviință ca să împărtășească cu o făptură pe care El a creat-o din pulberea acestui pământ și căreia i-a dat suflare de viață, da. Că până la urmă, oricine se uită la această emisiune, orice om de pe fața pământului, tânjește după relații. Da, muncim, investim timp, energie în tot felul de activități, vrem să reușim și e foarte bine că vrem să reușim, vrem să ne depășim pe noi înșine, dar până la urmă, ajungem acasă și ceea ce contează în cele din urmă este calitatea relațiilor pe care le avem. Și orice om trăiește după relații, dar să nu uităm acest adevăr declarat în Sfânta Scriptură. Dumnezeu l-a creat pe om pentru ca el să poată înțelege ce înseamnă o relație perfectă. Apostolul Ioan, parafrazând acest text al Genesei, spunea: v-am scris pentru ca voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră să fie cu Tatăl și cu Fiul. Cu alte cuvinte, cunoașterea adevărului ne face părtași la această relație. Așa cum perfectă se mai spune în alte medii, dar chiar și în mediul creștin, în armonie cu Dumnezeu și cu întreaga natură. Cu cât reușești ca ființă creată să pătrunzi mai mult în tainele acestea, cu atât devii mai bogat, mai armonizat și mai armonios cu cei din jur, cu natura și așa mai departe. Lipsa acestei orientări de viață, ca să zic așa, se vede în eșecurile care sunt la fiecare pas. Corect. Deci aș putea să spun că putem să ajungem la punctul central al adevărului pornind de la existență, logic vorbind și rațional, pornind de la ce există. Pentru că tot ce există și e atât de minunat și ne minunăm mereu și mereu și mereu, are un răspuns logic. Cineva le-a creat. Absolut. Nu pot fi rodul întâmplării sau al unei evoluții hazardat, care nu mai este ex nihilo. Este din ceva. Ori Dumnezeu a creat tot ce se vede din nimic, la cuvântul Său. Iar ce la baza teoriei evoluționiste stă ceva. Un animal, o crustacee, un mormoloc sau mai știu eu ce, o maimuță, cum s-a tot spus. Ori este diferență extraordinară. Absolut. Dar până la urmă, orice concepție despre lume și viață și orice abordare legată de creație ajunge la un punct pe care nu-l poate explica. Evoluționismul este o teorie pusă de Darwin. Pornește de la un moment dat și se sfârșește. Dar nu are pretenția să dea răspuns la întrebarea cum a apărut viața din nimic. Și răspunsurile pe care le-am adresat eu. Cine sunt, de unde sunt, ce caut pe aici și unde mă duc. Dacă aveți ceva să ne spuneți ceva, eu mărturisesc că la capitolul acesta și eu duc lipsă
de cunoștință ce a fost înainte și ce, din ce se știe din Biblie. Sigur că da. Biblia este, cum spuneați foarte bine dumneavoastră, este comunicarea lui Dumnezeu pentru om și eu cred că Biblia este tot ceea ce omul are nevoie pentru a cunoaște tainele. Asta nu înseamnă că un creștin trebuie să fie habotnic și limitat doar la lecturarea Bibliei. Însă în Biblie găsim informații puține despre un conflict. Un conflict puternic care ar fi avut loc înainte de ceea ce noi am citit, înainte de creație. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, care era una dintre căpetenile îngerilor. O treime din oștirea cerească a îngerilor era condusă de acest heruvim ocrotitor. Sunt câteva referiri în Vechiul Testament, chiar și în Noul Testament legat de el. Vă rog să ne citiți, pentru că... În Ezechiel, spre exemplu, capitolul 28, este o trimitere... să spun așa, în stil profetic iudaic la acest Lucifer. Și aici aș face o paranteză pentru toți cei care ne urmăresc și aș spune că profeția și gândirea ebraică era asemănătoare cu un lanț muntos. Ne se întâmplă atunci când mergem la munte să avem impresia că e simplu să ajungem pe vârful pe care îl vedem de pe șes. Numai că atunci când începem să urcăm, ne dăm seama că urmează când o vale. Când ne apropiem, practic. Exact, urmează o vale, urmează al doilea munte, iar cu o vale. Și până la treilea munte s-ar putea să nu mai ajungem. La fel gândeau și la fel profețeau evreii, gândeau în acest lanț muntos. Și Ezechiel profețește împotriva împăratului Tirului, un împărat care s-a mândrit. Însă, în același timp, mintea și puterea lui Dumnezeu prin profetul Ezechiel se întoarce înainte de creație și spune despre acest arhanghel. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântâietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, adică ai fost fără reproș, din ziua când ai fost făcut până în ziua când a fost nelegiuirea în tine. Dar versetul 17 este ceva asupra care vreau să zăbovesc, care poate să fie cheia explicației pentru existența răului la început. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale? Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta? De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Se pare că acest heruvim, despre care știm că a fost Lucifer, era de fapt conducătorul muzical. Era cel care avea capacitatea de a conduce oștirile de heruvim, de îngeri, în imnuri de glorie spre Creator. Deci face parte din categoria îngerilor creați, la rândul lor, ca și alți îngeri din, să zicem, armatele lui Dumnezeu, despre care nu avem prea multă cunoștință. Era unul dintre îngerii și reiese că cel mai important era. Sigur. I s-a dat cea mai mare... Avea mare onoare, mare cinste și avea un rol esențial. În al doilea rând, vreau să spun despre profeți, că poate cei care nu știu, profeții au fost niște oameni, de multe ori, ca și noi, din diverse pături și calificări sociale, ca să zic așa, da? Nu erau, care au vorbit inspirați de Duhul lui Dumnezeu, văzând atât în trecut, cât și în viitor. Cât și mai ales în viitor. Cele mai multe profeții sunt privire la viitor. Dar și în trecut au văzut și Ezechiel este unul dintre marii profeți ai lui Dumnezeu, ai poporului evreu, care a vorbit pentru toată lumea, pentru că Biblia s-a adresat întregii lumi și el a avut această viziune inspirată de Dumnezeu și a vorbit despre această parte a lumii create de Dumnezeu, a lumea îngerilor, despre care, al cărei exponent era Lucifer. Da? Și acum revin la întrebarea pe care și-o pune un cititor, un gânditor, un credincios care până la urmă are întrebări, pentru că și noi credincioși avem întrebări. Sigur. Avem întrebări despre cum există lucrurile. Și întrebarea la care revin este: de unde a avut șarpele și retenia să vină la Eva? De ce? Cum a intrat răul în lume? Cu siguranță șarpele, spune tot Biblia, ne dă această informație, șarpele este diavolul. Șarpele, o să ne întoarcem acolo. Până atunci rămânem asupra lui Lucifer, care din cauza că la un moment dat, fiind o ființă creată, s-a mândrit efectiv. Da, întrebarea din nou poate și-a căzut. Să fie. L-a creat Dumnezeu pe Lucifer cu păcat? Sau l-a făcut păi nu, că a spus că era neprihănit. A fost neprihănit o perioadă. Dar la un moment dat, exact, ai fost neprihănit până când ți s-a mândrit inima. Până în ziua nelegiuirii tale. Seamănă mult cu ceea ce simțim noi oamenii. De fapt, aceasta, dacă îmi permiteți, este
esența păcatului omenirii. Păcatul primordial este rebeliunea sau independența deci asta a fost, față să de Dumnezeu. Zicem, prima rebeliune notabilă din înainte de creație. Exact. Când practic a luat, aș putea spune, a luat naștere rău, păcatul și răul, care apoi a luat diverse forme și care sub forma șarpelui a ajuns, după ce Dumnezeu l-a așezat pe Adam și Eva în Eden, să-i corupă și pe ei, că până la urmă aceasta este... Aș insista spunând că Lucifer a fost creat într-un mod desăvârșit, Dumnezeu a creat și tot ce face Dumnezeu este ca perfect, și omul, de altfel. Ca și pe om, însă răul este... consecința liberului arbitru. Exact. Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer ca aici și pe mine. Aici este un lucru foarte important. Pentru că Dumnezeu nu a vrut să creeze, mai ales pe om, mașinării. Am vrut să spun doar că în primul rând că în fiecare zi, la sfârșitul zilei, spunea că tot ce făcuse era bun. Și chiar foarte bun, spune. Toate erau foarte bune. Despre om nu se mai spune așa, că era foarte bun, dar reiese că era desăvârșit, că nu era foarte bun pentru că nu avea și femeia, nu era întreg. Exact, și cum ați accentuat în lectură, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, după chipul parte său, bărbătească și parte femeiască, adică bărbatul și femeia, cum explicau grecii, parcă într-un fel profetic, mitul androginului, cum acea ființă care avea două capete. Toate miturile ancestrale ale omenirii ieșeau într-un fel, dacă vreți, atingerea cu da, oamenii au anticipat niște adevăruri care sunt sedimentate pentru în umanitate. Vom vedea că suntem noi întipărite. Corect. Pentru că omul era perfect atunci când a fost făcut și vom reveni asupra acestui aspect. Omul era perfect și era nemuritor atunci, până la momentul când s-a lăsat înșelat de șarpe. Da? Exact. Revin la Lucifer și aș spune că, până la urmă, e o lecție pe care eu trebuie să o învăț, dacă îmi permiteți, orice om care ne ascultă și care privește la această emisiune, trebuie să o învețe, și anume, dorința noastră de a fi independenți față de Dumnezeu. Da, omul, dar mai înainte de asta am vrut să accentuați puțin ideea liberului arbitru, pentru că Dumnezeu nu a vrut să facă obiecte mecanice sau, eu știu, semi-mecanice sau, cum am spus de asta, mașinării, ci a vrut să facă ființe, a creat ființe pe a căror libertate le-a lăsat. Corect. De alegere. Însă este foarte interesant faptul că i s-a spus că în ziua în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și al răului, deci veți începe să gândiți, vei alege să gândești, din momentul acela moartea îți va fi propice, entropia va intra în lume și tu vei deveni un om muritor. Dar i-a lăsat libertatea, cum spune fericitul Augustin, pentru că a spomenit de el, și iată, este unul dintre părinții bisericii apusene primare. Absolut. Din secolul IV, care oricum până în secolul XI era o singură biserică, da? La 1054, când s-au scindat. El era unul dintre părinții bisericii. Și el a dezvoltat foarte bine această teorie, dacă vreți, prima dată în istoria creștină, despre liberul arbitru. Dumnezeu a vrut ca noi să fim ființe libere, zglobii și nici de cum ființe teleghidate. Exact. Nu poate exista iubire fără a-i oferi celuilalt libertatea de a alege. Spre exemplu, soției mele nu-i cer întotdeauna să-mi răspundă ca și cum aș apăsa un buton. Dacă, că e obligat să-mi răspundă. Exact, sau că mă iubește, mă iubește, ci este alegerea ei și cu atât mai frumos este atunci. Pe de altă parte, mari gânditori și creștini și de altă natură, alte culturi, au spus că Dumnezeu și-a asumat acest risc din dragoste pentru creația sa, de a lăsa această libertate ca omul l-a făcut cu puțin mai prejos, spune psalmistul, decât îngerii și decât Dumnezeu, i-a lăsat doar să se bucure și să fie stăpânul întregii creații de pe acest pământ, cu o singură condiție: să nu-și dorească să fie ca și Lucifer cândva, pentru că Lucifer s-a mândrit, a zis: dacă sunt așa de frumos și de adulat, de ce n-aș fi eu Dumnezeu? De ce nu mi s-ar închina mie toți ceilalți? Și din acel moment a început căderea lui. Și apoi Dumnezeu a fost nevoit să-l arunce pe Lucifer. Și apoi Dumnezeu a fost nevoit, pentru că în împărăția lui Dumnezeu, în eternitatea lui Dumnezeu, nu cape păcatul, nimic întinat nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu fără să moară și fără să ardă. Dumnezeu, prin definiție, este sfânt și din nou facem referire la gramatica ebraică, dacă vreți. Ei nu aveau formă de superlativ decât repetarea adjectivului. Noi avem superlativul absolut foarte interesant sau foarte frumos. De exemplu, despre Dumnezeu se spune că El este sfânt, sfânt, sfânt. Asta înseamnă superlativ absolut. Dumnezeu este sfânt. Nu există ceva mai. Da, nu este ceva dincolo și Dumnezeu nu poate rivaliza cu nimeni.
Și atunci când eu sau Lucifer a tentat la supremația lui Dumnezeu, s-a atins de sfințenia lui Dumnezeu. Și a dorit acest lucru. Atunci sfințenia lui Dumnezeu și competiția mea nu pot coexista. Era ceea ce se cheamă incompatibilitatea uleiului cu apa. Nu se pot combina. Cum eu, dacă m-aș apropia de soare sau m-aș uita mai mult în soare, așa orbi, dacă m-aș apropia de soare mai mult decât mi-este permis, fără protecțiile acestea puse de Dumnezeu, așa, aș arde dintr-o clipă, m-aș pulveriza. La fel este și cu, sau încercăm să explicăm cumva, că nu se poate, Dumnezeu a fost nevoit apoi să-i respecte libertatea, dar și pedeapsa pe care și-a atras-o Lucifer asupra lui, apoi Lucifer, din invidie, din răzbunare a încercat și a reușit să corupă o parte din lumea îngerilor, exact, care l-a urmat, da? Și bineînțeles după aceea a încercat să lovească, așa cum se întâmplă în lumea noastră de astăzi, sunt foarte multe asemănări în lumea interlopă, să zicem așa, în lumea asta lovește cea mai scump, cea mai drag, și a vrut să lovească pe om pentru că a văzut că omul era o ființă perfectă, era iubit de Dumnezeu și a vrut să strice și această relație. Și așa a intrat rău în lume. Dar mai spuneți dumneavoastră, pentru că este un moment foarte important, acest moment. Da, momentul când Eva este, dacă vreți, contaminată de compromisul acesta al păcatului, este momită. Și acolo, în capitolul 3, un pic mai târziu, nu am citit. Dar până acolo, deci Lucifer a decăzut, a căzut în disgrația lui Dumnezeu. Și chiar în ultima carte a Bibliei a fost aruncat de Dumnezeu, trimis pe pământ, aruncat pe pământ împreună cu cei care i s-au supus lui. Deci pedeapsa pentru rebeliune a fost aceea ca Lucifer să fie trimis, alungat, și în acest fel iată că asistăm la prezența răului într-o lume perfectă. Care avea atributul disimulării, deghizării în orice vroia. Dar a ales deghizarea în șarpe din alt motiv. Dacă mai aveți ceva să ne spuneți despre acest da, aș spune texte. Că întotdeauna în întreaga scriptură, întreaga Biblie găsim prezența, umbra acestui șarpe, și aș face acum un salt spre ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, da. Capitolul 12, când este acea reamintire a nașterii Mântuitorului Hristos, cum diavolul, care este balaurul cel mare, aștepta momentul nașterii ca să înghită pruncul. Dar, din nou, este o încrâncenare acolo, deci, și se spune aici că balaurul cel mare sau șarpele cel vechi, adică cel din grădina, cel de dinainte de creație, dacă vreți, și Satana, care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Iată că lucrarea acestui înger căzut este una perpetuă, care încă e prezentă printre oameni și care în final este zdrobită. Cartea Apocalipsa vorbește despre un triumful mielului al lui Iisus Hristos asupra lui. Dar se vorbește cumva undeva despre o luptă care a avut loc în văzduh, în univers, între Lucifer și oamenii sau îngerii care l-au urmat și ceilalți îngeri care au rămas în grația lui Dumnezeu. Știți ceva despre asta? Chiar vă întreb la modul avem crâmpei legate de acest lucru. Vă amintesc de cartea Daniel. Daniel este un alt om al lui Dumnezeu, un alt și profet, un om cu o poziție foarte înaltă, un om integru care rămâne mâna dreaptă mai multor împărați din imperiile vechi. Chiar dacă a fost și acolo omul lui Dumnezeu Daniel postește și se roagă pentru împlinirea a ceea ce Dumnezeu spusese, și anume întoarcerea poporului din exil. Și Dumnezeu îi spune lui Daniel după 21 de zile de post și rugăciune că ți-am ascultat rugăciunea din prima zi, dar din pricina războiului de sus nu am putut să vin la tine. Cu alte cuvinte, vedem o părticică din lumea aceasta invizibilă. Mi se deschide așa câte o foarte mică puțin fantă, da? Sunt convins că dacă am avea ochii deschiși și am vedea realitatea spirituală în care ne găsim, am fi uimit și ar fi poate prea mult pentru puterea. Probabil că înțelegere. Există o interdependență, o interconectivitate, ca într-un dulap electronic, să zic așa, când piesele cu diverse atribuții, dacă nu sunt în circuitul acela și nu se întâmplă lanțul dinaintea lor, nu exact realizează lucrarea pentru care a fost. La fel și aici, nu poți înțelege ceva extraordinar de greu de înțeles decât mergând pașii ăștia, școala generală, evident, liceu, facultate, dacă e cazul, și bineînțeles mai departe cercetare. Așa e și din punctul ăsta de vedere.
lucrurile astea despre care noi vorbim necesită cel puțin doctorate, dacă nu cumva mai mult decât atât. Cred că și iluminarea lui Dumnezeu, Petre Țuțea, gânditorul creștin, spunea că adevărul care nu e revelat, nu e adevărat. Nu e adevărat, da. Și mai ales când vorbim despre oricât de mult ar pătrunde cineva în tainele cercetării, cunoașterii. Absolut, și cunoașterii. Da, e nevoie de inspirație. În orice domeniu, da. Aici. Deci, am vrut să facem așa ca un fir logic. A avut loc această rebeliune, a intrat răul în lume, practic, el a fost transferat pe pământul acesta. Dumnezeu ne-a făcut liber, deci aveam posibilitatea și el și noi să alegem să facem binele și nu rău, pentru că înainte de a da o interdicție, Dumnezeu i-a creat omului toate condițiile pentru a avea viață din plin, fără muncă, fără sudoare, fără, vom vedea, da, fără sânge, fără transpirație. Un singur lucru, să asculte și să fie ceea ce a fost făcut. Splendoarea lui Dumnezeu, dacă vreți, și exact. Dezvătarea lui Dumnezeu. E bine, la un moment dat am ajuns la momentul când omul a fost așezat în rai, da, cu Eva, Adam și Eva, aveau totul sub stăpânirea lor, numise ei toate animalele, totul era... Dar mi se pare genial, Adam, să fie capabil să dea nume fiecare. Și cum a spus el, așa... Și numele fiecare vietăți nu este doar nume așa ales la întâmplare. E logic, rațional, dacă ne uităm, oaie sau știu, exact. Orice animal sau pasăre are logic. Surprindea trăsături esențiale ale acelei vietăți, înseamnă că Adam a fost însezat cu niște capacități extraordinare. De aceea spun că era perfect. El a fost cu puțin mai presus decât Dumnezeu. Da. Este numit, de altfel, co-creator cu Dumnezeu pentru lucrurile, să zicem, din lumea aceasta inferioare, da, este împreună creator cu Dumnezeu la subcapitolele astea, da, din istorie. Nu vorbim de macro-istoria lui Dumnezeu, da, despre care nici nu avem cunoștință. Dar la nivelul acesta, de la pământ încoace, el este... Dumnezeu a delegat autoritatea și lui Adam. Foarte bine. Așa. Și mai știm că oamenii de știință au demonstrat că din potențialul uman, al creierului uman și al atributelor umane, existente într-o fază, cum să zic, înghețată, oarecum limitată, noi nu folosim decât cam până în 30%, dacă nu mă înșel, cei mai mulți dintre noi, geniile și așa mai departe. Deci până la 100% înseamnă că erau acele abilități pe care... Probabil Adam, că sunt acum ascunse din cauza neascunsării. Sunt ascunse pentru că pe care Adam le-a pierdut și Eva prin ați citit ultimul verset care spunea, erau goi și nu știau și nu le era rușine. Exact. În momentul în care au început să gândească și să vadă că n-au păcătuit, a început să le fie rușine și frică. Și iată cum a intrat frica de viață chiar și de moarte, mai ales pentru că se așteptau la pedeapsă. Dar am vrut să spun de capacitățile sale care erau absolut geniale. Da. Și că ce știți, s-a demonstrat că noi nu folosim decât, exact, cum am spus, 10-20% până la 30% cei mai buni dintre noi. Da, și vedeți, întoarcerea la grădina perfectă este un leitmotiv al umanității, al literaturii, al filozofiei. Mă gândesc doar la Lucian Blaga, care a scris poezia aceea, Paradis în destrămare, și da, paradisul care este repugnat omului obișnuit, este interzis. Accesul în paradis pare că e lucru pe care nu-l mai avem, pentru deci, că lumea ceva s-a întâmplat. Aceea, Edenul spre est, cum se zice, și care este localizat undeva între Irakul de astăzi și, da, mă rog, Mesopotamia veche și așa mai departe, cam acolo între Tigru și Eufrat, care se cunosc și astăzi, celelalte două râuri nu se mai cunosc, unde a fost, aș zice, grădina Eden, pilot a întregului pământ, care era la fel, terra noastră era minunată, o vedem și astăzi, încă mai sunt locuri neatinse de om și nepângărite de om, ca să de o civilizație, și de care ne minunăm extraordinar. Vă dați seama cum ar fi fost atunci și cum a fost mereu de atunci încoace, perzând. Dar entropia, spune cuvântul. Entropia și bineînțeles, intervenția omului intervenția omului, să zic așa, fără măsură, cum se cheamă, lăcomia lui și nevoia de trai decent. Dumnezeu le-a dat, da, omului stăpânire peste pământ, numai că omul parcă abuzează și da, am ajuns în situația în care am ajuns. Din acest punct de vedere, cred că va trebui să ajungem, ca să zic așa, vorbim despre tot ce se poate, să ajungem la momentul din grădina Edenului și
probabil că va trebui să mai avem o emisiune, să continuăm, de unde am rămas, cu, pe bucățele așa. Ce avem de spus despre asta? Dar până atunci mai avem timp astăzi. Deci cam asta a fost înainte, din ce știm noi, cam așa s-a intrat rău în lume, cam așa a devenit omul vulnerabil, pentru că el aș vrea să, înainte de a trece mai departe, să vă axați dumneavoastră pe episodul acela în care Eva și Adam au fost înșelați de către șarpe, o să citesc o, ceva din scrisoarea întâia a lui Eminescu, care vorbește despre acele lumi și despre această creație, apropo, care Eminescu a trăit în secolul XIX și care scrisoarea întâi a fost scrisă pe la 1882, dacă nu mă înșel, nu știu exact, 81-82, cam așa. Am să citesc doar acel pasaj care vine să arate că nu doar noi amândoi vorbim despre asta și nu numai noi, au fost atâția oameni. E o preocupare a omului din au vorbit despre asta. Deci din scrisoarea întâi a lui Eminescu, voi intra direct în subiect ca să nu... El vorbește mai înainte despre, în această scrisoare, despre un profesor sărac care în meditația lui uitare ca și cum tot uscățiv și așa cum este gârbovit și de nimic, universul fără margini e în degetul lui mic. Că sub fruntei viitorul și trecutul se încheagă, noaptea adâncă veșniciei el în șirul le desleagă, precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr, așa el sprijinea lumea și vecia într-un număr, apropo și de matematică. Deci acest om, spune Eminescu, a spus aceste cuvinte și iată ce, despre ce este vorba. La început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns, fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă, n-a fost lume pricepută și nici minte s-o priceapă, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface, și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Dar deodată un punct se mișcă, cred că se refer la atom aici cumva, așa, cel întâi și singur. Iată-l cum din haos face mumă, iar el devine tatăl. Adică Dumnezeu tatăl. Ce frumos, ce geniu a fost acest om. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginile lumii. De atunci negura eternă se desface în fâșii, de atunci lăsare lumea, lună, soare și stihii, de atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din surse văi de haos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase izvorând din infinit, sunt atrase de viață de un dor nemărginit. Iar în lumea asta mare, noi copiii ai lumii mici, facem pe pământul nostru mușuroaie de fâșii. Aici este ironia. Este ironia ce am făcut noi, da. Microscopice popoare, iată, microscopice popoare, regi, oșteni și învățați, ne succedem generații și ne credem minunați. Da. Muști de o zi, muști, adică muște, la asta se referă, da? Muște. Muști de o zi, știi că sunt acele păsări care trăiesc o zi, efemeridele, da? O zi. Așa. Muști de o zi pe o lume mică de se măsură cu cotul, în acea nemărginire ne învârtim uitând cu totul. Cum că lumea asta întreagă e o clipă suspendată, ce frumos, când arătui și înainte întuneric se arată. Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, mii de fire viorie ce cu raza încetează, adică cu apariția luminii. Întunericul a fost sfârșit de lumină, asta vrea să spună. Mii de fire viorie cu ce cu raza încetează. Astfel, într-a veșniciei noapte, pururea adâncă, avem clipa, avem raza, care tot mai ține încă. Cum s-o stinge, totul piere ca o umbră în întuneric, căci e vis al neființei universul cel chimeric. Da, Eminescu este genial și în această poezie. Dar vine în sprijinul ceea ce... Sigur că da. Și el, vedeți, punctul acela mic, de fapt, este începutul creației, care devine tatăl. Exact ce am citit noi, dar este într-un fel minunat, altfel minunat. De altfel, noi știm că idealul este să poți vedea toate lucrurile din toate unghiurile posibile. E aproape imposibil de realizat. Și totuși, acesta este idealul.
Exact. Când vei vedea toate lucrurile din toate unghiile văzibile, înseamnă că te-ai apropiat cumva de Dumnezeu. Dar dacă n-ai reușit asta, înseamnă că ești un om la locul tău, smerit și bucuros că ești sub protecția lui Dumnezeu. Dacă vreți să ne spuneți ceva, mai sunt 2 minute pentru astăzi, despre și continuăm de unde am rămas. Da, promiteți că puteți veni? Sigur, sigur, da? Sigur, okay. Că da. Aș spune doar că al treilea capitol din Geneza este capitolul trist și dacă am vorbit despre căderea lui Lucifer pentru că a fost a dorit să fie independent, iată aici transferând acest sâmbure de rău în această clipă suspendată, cum spune Eminescu, da, către Eva mai întâi. Și vine cu întrebarea îndoielnică, oare? Adică se duce pe unde consideră, se știe, se spune în cuvântul Domnului că femeia este un vas mai slab. Acolo cred că face referire la, okay, este vas mai sensibil, mai gingaș. Sensibil, la faptul, sigur, că pe acolo a găsit o breșă, sigur, cumva să intre el. Da. Sigur că da, și de la femeie se transmite ușor spre bărbat, spre nu Adam. Nu vorbim care... în sens misogin, absolut, nici de pe departe. E vorba, absolut, doar de un adevăr pe care, corect, însăși, da, femeile conștiente... Îl... Dar tot capitolul 3, da, versetul 15, promite răzbunarea femeii, pentru că sămânța femeii, această minune... Categoric, pe acolo se naște... Mai era de spus ceva. Diavolul a cunoscut... Satan, Lucifer a cunoscut planul pe care Dumnezeu l-a întocmit din momentul în care omul a ales să fie muritor, să cadă în neascultare. A cunoscut, absolut, planul. Absolut. Și ce a citit dumneavoastră din Apocalipsă și așa mai departe, va elabora și el un plan în paralel, apropo, se vorbește de planul, planul paralel de distrugere, de împiedicare, de curmare a planului lui Dumnezeu. Și aici, da, va fi minunată această încleștare în istorie a lui Dumnezeu cu răul care vine de la cel, de la diavol, și care fiecare cu metodele sale și cu, vom vedea ce atribute are Dumnezeu și ce atribute are și cel rău, da? Și vom vedea cum ele se împletesc. Finalul știm de pe acum. Da, exact. Finalul este acela despre care a spus mai înainte. Ok. Deci vom intra în discuția despre ediția următoare, despre momentul atacării la baioneta al diavolului în familie, ca să zic așa, prin, exact, Eva, și ce s-a întâmplat, pentru că este foarte important momentul acela. Până acolo nu știm cât a fost acel Eden. A fost absolut minunat. Cred că în memoria colectivă a omenirii, memoria ancestrală, noi păstrăm, absolut, pentru că acele sclipiri de gânduri, sau la unii mai mult, cum am spus, alții mai puțin, sunt amintiri din acea perioadă în care noi, chiar dacă n-am fost atunci, am fost într-un fel în coapsele lui Adam, putem să spunem acest lucru, și al lui Eva, și avem și noi din această memorie o bucățică mai mare sau mai mică. Ca să nu mai spunem despre miturile reîntoarcerii pe care atâția oameni mari, gânditori, și poeți, și filozofi, și scriitori, le-au pus în diverse lucrări, căutarea timpului pierdut, căutarea Marcel Proust, căutarea paradisului pierdut, da, și așa mai departe, multe și altele pe care le vom înșira în decursul emisiunii noastre. Vă las dumneavoastră închiderea acestei emisiuni din seara aceasta, continuăm de unde a rămas data viitoare, da? Sigur. Vă rog. Adresați-vă telespectatorilor. Dragilor, vă mulțumesc pentru interesul pe care îl aveți față de Sfintele Scripturi și cred că este un demers foarte bine venit pentru educarea noastră, și întoarcerea la Scripturi întotdeauna face bine minții, sufletului nostru, și să nu uităm că până la urmă plecăm în viață cu această condiție pe care o găsim în primele pagini ale Scripturii, pentru că după eșecul din grădina Eden, Adam și Eva experimentează 3 sentimente extrem de puternice care stau la baza răului lumii: goliciune, singurătate și rușine. Și toate acestea sunt exact la baza răului care ne pândește oriunde. Așa care că macină viețile noastre într-un fel. De aici toate bolile divizate în subcategorii, dar există speranță, Biblia nu se sfârșește aici. Nu mai puțin adevărat că de partea cealaltă Dumnezeu niciodată n-a rămas dator, n-a rămas mai prejos, chiar dacă a fost nevoit să-l alunge pe Adam și Eva, a întocmit un plan și a fost mereu ocrotitorul și păzitorul său, cu condiția ca el să rămână în ascultarea lui Dumnezeu și să rămână pe calea pe care Dumnezeu i-a deschis-o. Așadar, vă mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc tare mult. Sper să facem o treabă bună, pentru că mulți oameni vorbesc
din cuvânt, oamenii ascultă, dar nu prea înțeleg. Și am zis, hai să luăm puțin temeinic, așa, de la rădăcină. Cât putem noi, cei care au șansa să ne vadă, să ne urmărească și să înțeleagă lucrurile astea, pentru că eu însumi am trecut, când am venit din lume, ca să zic așa, ca la șalt crician, a trebuit să-mi pun toate aceste întrebări și n-am avut șansa să am asemenea posibilități. De aceea încerc să ofer ceea ce eu n-am avut copiilor mei și contemporanilor mei. Foarte bine și felicitări pentru inițiativă. Dumnezeu ne va gădui. Domnul să ne ajute să valorificăm viața noastră așa cum se cuvine în această perioadă și până la sfârșitul vieții noastre. La revedere, dragi tăi. La revedere.